În al preasfințitul părinte Calistos Wer, mitropolit de Diocleia, teolog erudit și ierarh al Patriarhiei Ecumenice, a trecut la Domnul. Un mesaj de condoleanțe către sanctitatea sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a fost transmis astăzi de preafericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Întâi stătătorul bisericii noastre l-a numit un prieten vechi al bisericii noastre și al nostru personal, un promotor neobosit al valorilor ortodoxiei în Occident, unind teologia cu viața liturgică și cu activitatea pastorală. De asemenea, părintele patriarh Daniel a afirmat că, în special, ne aducem aminte de înalt preasfinția sa ca de ierarhul erudit și profesorul de teologie ortodoxă la prestigioasa Universitatea din Oxford și președinte al Institutului pentru Studii Creștin-Ortodoxe din Cambridge pentru mulți ani. În aceste momente de întristare, adresăm sanctității voastre și Sfintei Biserici a Constantinopolului gândurile noastre fraterne de consolare și ne rugăm Domnului Iisus Hristos, cel înviat din morți, să dăruiască sufletului fratelui nostru ierarh Calistos odihnă în pacea, lumina și iubirea preasfintei Treimii. Mitropolitul Calistos Wer s-a născut în Marea Britanie în anul 1934 și a studiat la școala din Westminster și la reputatul colegiu Magdalen din Oxford. A descoperit ortodoxia mai târziu, devenind membru al Bisericii Ortodoxe în anul 1958. A călătorit mult la Ierusalim, Sfântul Munte Athos, precum și la mănăstirea Sfântul Ioan Teologul din insula Patmos. În anul 1965 a fost hirotonit diacon și a finalizat teza de doctorat la Universitatea din Oxford, dedicată scrierilor Sfântului Marcu Ascetul. În 1966 a fost numit lector în cadrul Universității din Oxford, poziție didactică pe care a ocupat-o vreme de 35 de ani, publicând numeroase cărți și articole. A fost hirotonit și instalat episcop de Diocleia în anul 1982.